Plafonul de pensie până la care se compensează cu 90% prețul de referință al medicamentelor de pe sublista B va crește de la 1 ianuarie de la 1429 de lei la 1608 lei, a anunțat Casa Națională de Asigurări de Sănătate. Din programul pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, beneficiază toți pensionarii cu venituri din pensii și indemnizație socială sub valoarea menționată, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, a precizat CNAS. La stabilirea plafonului de pensie până la care se pot acorda medicamente compensate cu 90%, nu se va lua în calcul ajutorul financiar instituit prin Ordonanța de Urgență 168 2022 pentru pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii din sistemul pensiilor militare de stat și beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special plătite de casele teritoriale, sectoriale de pensii, cu venituri mai mici sau egale cu 3.000 de lei pe lună. Ajutor care se va acorda în două tranșe, în lunile ianuarie și octombrie 2023, prin casele teritoriale, sectoriale de pensii. CNAS și casele de asigurări de sănătate au luat deja măsuri de informare a furnizorilor parteneri de servicii medicale despre noutățile care survin în modul de aplicare a programului pentru compensarea cu 90% a prețului de referință al medicamentelor, menționează în comunicat, relatează agerpres.ro.